La solicitarea domnilor consilieri prezenți la ora 13:05 de minute. Se constată că ședința nu este legal constituită, motivat de faptul că de 19 consilieri sunt prezenți 2, 4, 6, 8. Deci ședința nu se poate desfășura în condițiile legii și a regulamentului propriu de organizare și funcționare. Vreau să notez și cei care sunt prezenți, am luat act. Dacă ne invită... Mai putem aștepta un moment două. E un sfert de oară. Secretar, dar ultima variantă de cercare de legalitate? Nici. Nu a venit nici. Ultima variantă nu există. Proiect de hotărâre nu există. E, mai multe. Mai stați un... Nu, dar ni poate chema din nou, păi știi... Din dată! Din dată! Asta la 1 e terminat, mai e posibil la 2. Acum, doamnă, nu vreau să fiu de partea, nici nu vreau la 2. Problema e că nu e acum, la 2 s-ar putea fi ca la 1. Sunt jos. Sau în altă sală și... Eu știu unde sunt, nu e nici voi. Dar nici la unul ce negocierului când puteau să înceapă diverse. Eu am venit în comisie și nu s-o prezentat nimeni. Așa, ce-ți mai zic gândi? Cum? Vine? Nu, dar nu din dumneavoastră. Nu stăteam, dar nu vă spuneam eu stăteam. Cineva la economii nu a venit. Adică nimeni la economii, cineva. Așa am spus și eu, dar. Doamne să vină, dar să nu se suprapună peste programul deja format. Hai să mergem pe un pătea. Eu n-am vrut. Eu n-am vrut. Eu nici nu trebuie. Eu n-am dat să spun. Ce chestie? Trebuie să fac toate provocare. Păi s-a făcut ăsta. Dar ce era consilierul la PSD? Da? Alo? Păi dacă nici nu v-a spus unde sunteți și cât trebuie să stăm în sală? Da, ți-a anunțat pe cineva? Da. Asta este exact ca aceea de rândul trecut. Da, ți-a anunțat pe cineva? Cu domnul primar, ați anunțat pe cineva că trebuie să stăm? N-a anunțat nimeni. Da. Doamna Vicentă, te până la domnul secretar Scobar. Ședința din jos și-a fost mai înțeles loc cu 3 minute. Dar n-ar trebui să spuneți și aici în sală, mai stați jumătate de oră, mai stați o oră. E prima ședință care s-a urmat. Când? Consilierii voștri au cerut. Ei au cerut constatarea. Primul la listă nu-i mea, nu-i găsmeți. Avem de grijă de aici. Hai și vreți să-i părăsc viață? Acum, n-am să pun la sotul de casă. La sotul de casă, la domnul secretar. Ați anulat ședința? Nu, domnul primar. Am constatat că nu este, nu are formul necesar și nu poate funcționa. A 13 și dar oricum era bine să vă întreba și pe asta, dacă au venit consilierii, nu? Da, era un om în sală și mi-au spus niște cei care... Și care e consilier liberal? Consilier de PSD. Păi, oricum, e bine lucrat, pentru că am fost anchestionat că nu o să avem ședința azi. Deci, eu am fost anfinționat că azi nu se va face ședință și nu va fi votat bugetul. Eu am crezut că suntem oameni de bună credință. Este aceeași situație când domnul Nichita și domnul Fenecheu din la Pașcani și-au venit așa ca niște oameni cu gura căscată, s-au uitat la noi și-au plecat. Suntem isteți, noi la Pașcani. Fac această afirmație în cunoștință de cauză. Deci, ceea ce s-a întâmplat azi este un lucru lucrat foarte tehnic și frumos și legal. Eu vă mulțumesc. Și avem conferință de presă, la ora 4, conferință de presă la 4. Sunt consilieri în sală care au așteptat. Ora 13 nu-i valabil decât pentru o parte din consilieri?
dumneavoastră faceți în parte din echipa primarului, știați că bugetul este o problemă foarte importantă, înainte de a hotărâi trebuie să vă consultați cu ministrul. Am hotărât, am constatat asta. Domnul secretar, am să fac o, și eu, o plângere, o informare către prefectură, apropo de atitudinea dumneavoastră. N-avem ce face pentru că... Dar nu putem lucra în felul ăsta, adică dumneavoastră loviți primarul pe la spate ca să rezolvați niște interese de partid. Haideți, domnul vicepreședinte. Haideți, domnul vicepreședinte. La ora 4, conferință de presă? La partid. La partid? Haideți. Mai stați la ședință? Și te mai... Nu știu că ești poștie. 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 Absolut nicio chestie. Domnul primar, deci eu